ca orice aparat care utilizează sunete, așa cum este și ecograful, pentru a putea fi utilizat corect, trebuie obligatoriu să aplicăm și un mediu de transmisie a sunetelor. Acesta este un simplu gel utilizat și în ecografie. În cazul aparatului de ultrasunete, este important să introducem parametrii cu care lucrăm. În primul rând, frecvența. Vom lucra cu o frecvență de 20%. Timpul de aplicare al tratamentului, precum și puterea aparatului la 1,5 W pe centimetru pătrat. Utilizarea sondei cu ultrasunete este obligatoriu să se facă într-o mișcare continuă. În primul rând trebuie să fie parcurse sau să se parcurgă o suprafață cât mai mare posibil a capsulei articulare. Iar în al doilea rând, în momentul în care se lucrează cu puteri mai mari, zona se poate încălzi destul de puternic, destul de zdravăn și pot apărea chiar arsuri cutanate, în orice caz disconfort major al pacientului. De asemenea, se recomandă ca stretching-ul să se facă imediat după terminarea terapiei cu ultrasunete, pentru că există o fereastră de timp de câteva minute în care fibrele de colagen sunt încă sub efectul ultrasunetelor și pot fi modelate în sensul dorit de terapeut. Important este ca ultrasunetele să fie obligatoriu urmate de stretching și de respectarea acelei ferestre de câteva minute între aplicarea ultrasunetelor și efectuarea mișcărilor pentru a putea lucra cu structurile conjunctive. De regulă fac aceasta ca ultimă procedură în ședința de fizioterapie, pentru că de cele mai multe ori pacientul este obosit după ce iese din bazin și este un pic mai docil. Sunt anumite aparate, cum este și această sondă, care se poate folosi chiar în apă, în timp ce pacientul își face ședința de hidroterapie.